Riscul de reinfectare în cazul persoanelor care deja s-au infectat cu alte variante ale coronavirusului este sporit de varianta Omicron. Cercetătorii din Africa de Sud, țara care a semnalat această nouă variantă detectată între timp în toate părțile lumii, își intensifică investigațiile pentru a înțelege transmisibilitatea, gravitatea și impactul acestei noi variante pentru vaccinarea, diagnosticarea și tratamentul COVID-19, menționează OMS într-un comunicat. Da, e o părere, eu știu, acum eu sunt la proba contrarie. Deci la proba contrarie se poate dovedi a fi mai periculoasă sau... Deci, până la proba contrarie, nu știu dacă e mai periculoasă sau e mai puțin periculoasă. S-ar putea. Problema cea mai mare e să se vaccineze toată lumea. Și dacă nu te vaccinezi, n-ai nicio nădejde. Vaccinându-te, mai ai o șansă. Deci, dumneavoastră considerați că aceasta ar fi soluția, vaccinarea? Asta ar fi. Și sunt sigur că asta e, pentru că și în țările din Europa noastră, majoritatea sunt peste noi cu gradul de vaccinare. În acest sens, o specialistă sud-africană în microbiologie a confirmat că în țara sa a fost observat o creștere a reinfectărilor la persoane care s-au vindecat după infectarea cu varianta Delta. În populația noastră, gradul de infectare este mult mai înalt, adică multe persoane au avut o infectare anterioară. Aceasta nu le protejează de o nouă infectare cu varianta Omicron, a explicat ea. Nu știu ce să vă spun aici, datorită faptului că vaccinul ăsta e făcut doar pentru COVID, nu o fi și pentru prostia aia mai adracu, sau o fi mai lentă, o fi mai rapidă, nu? Încă nu se știe nimic despre ea. Eu privesc la televizor și stau și ascult chestii și toate. Încă n-a apărut cât de infectată e, cât de rapidă, cât de contagioasă. Această nouă variantă provoacă îngrijorare, întrucât prezintă peste 30 de mutații, în special în proteina Spike, care virusul pătrunde în celulele umane. Datele preliminare sugerează că varianta Omicron are o rezistență sporită la vaccinurile anti-COVID-19 existente și se transmite mai ușor decât Delta, cunoscută deja ca fiind foarte contagioasă.